Salut! Bine ați revenit pe canalul nostru! Astăzi mă gândeam să vă arăt cum să croșetați aceste inimioare. Este un tutorial simplu, aveți nevoie doar de nodurile de bază pe care probabil le-ați văzut și în alte videoclipuri de ale noastre până acum. Și bineînțeles vă voi arăta cât de simplu este, pentru asta aveți nevoie doar de nodurile ochi de lanț, picioruș dublu și picioruș simplu. O să încep cu un cerc și apoi voi continua cu nodurile de care v-am zis. Și o să vă explic încet despre ce este vorba. Folosesc un ghem de mărimea 6, la fel și croșeta. Și o să mai am nevoie de o foarfecă. Acestea sunt ustensilele de care am nevoie. O să încep cu acest ghem. Iau croșeta în mâna dreaptă și firul îl țin cu două degete în mâna stângă. Îl înconjor așa pe degete să se suprapună un pic. Și acum o să iau acest fir din spate. Și așa se formează cercul. Acum voi lua firul în mod normal, așa cum îl luăm pentru un lucru de croșetă normal. Adică între degetul mic și cel inelar. Și de două ori pe arătător. Aceasta este poziția normală pentru a croșeta. Și acum voi lua firul. Și trag direct ca să fixez acest cerc. Pot să trag acest fir și așa s-a format cercul de care avem nevoie. Și acest cerc se poate ajusta, când trag de aici se face mai mic și invers. Acum voi continua să fac inimioara în acest cer și pentru asta o să fac două ochiuri de lanț și apoi continui cu piciorușul dublu. Așa că fac o buclă, bag pe aici prin cerc, trag o dată, se formează trei bucle și încă o dată două și ultima. Acesta este primul picioruș dublu și continui așa și cu celelalte. Fac o buclă, bag prin cerc, se formează trei bucle, apoi două și ultima. Aceasta este curba inimioarei aici sus. În continuare o să facem picioruș simplu pentru a o face un pic mai mică. Adică facem bucla, băgăm prin cer și acum tragem prin toate cele trei bucle. Repetăm. Acestea sunt nodurile de până acum. Acum fac al treilea picioruș simplu. Și deja puteți să vedeți cum se formează inimioara. Și acum voi forma vârful inimii. Și aici voi face piciorușul dublu. Acesta este vârful, deja am creat jumătate de inimioară și acum voi merge în sus să creez cealaltă jumătate. Continui cu două noduri picioruș simplu. Și repet mișcarea. Și acum continui și cu cele două noduri picioruș dublu. Buclă, băgăm prin cerc, trei bucle, două și ultima.
Acum pot să fixez cercul, am făcut toate nodurile mele și pot să formez inimioara. Și acum va trebui să finalizez inimioara făcând două noduri ochi de lanț. Voi băga pe aici prin centru și fac un nod simplu. Apoi urmează să... Așa arată acum, cu croșeta aici. Acum o să trag tare de firul din cerc ca să se formeze cercul cât mai strâns. Și acum are o formă clară de inimioară. Și acum o să finalizez, o să tai firul aproximativ la fel de lung ca firul de început. Și o să trag de firul din croșet până iese de tot. Bineînțeles că acum puteți să aranjați inimioara cum vreți. Și acum voi băga croșeta prin spate, în centru. Și voi trage firul în spate. Vă mai arăt încă o dată. Și acum voi înoda firul capetele care au rămas. Aceste fire pot fi tăiate sau puteți să le înodați frumos să formați un breloc, la fel ca în această inimioară roz. Sau poate aveți voi alte idei creative ce să faceți cu această inimioară. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Nu uitați să dați like și share dacă este așa, să le spuneți și prietenilor voștri și, de ce nu, poate încercați și voi să faceți aceste inimioare acasă. Până data viitoare, eu vă zic pa, pa!